Nicolaus Copernic a fost astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic și a dezvoltat teoria heliocentrică a sistemului solar. Naționalitatea sa este reclamată și de germani, dar majoritatea istoricilor îl consideră polonez. Copernic provenea dintr-o familie de comercianți și înalt funcționar administrativ de etnie germană. Primele studii le-a făcut la școala din Toluia în 1492, intră la Universitatea din Cracovia și studiază matematica, retorica, gramatica și poetica și și-a dezvoltat pasiunea pentru studiul astronomiei. La 20 de ani obține titlul de doctor în aceste științe. Telescopul european Large Space Observatory a funcționat timp de 4 ani și jumătate. Scopul lui a fost de analizarea radiației cosmică difundată, rămășița a famosului Big Bang, explozia care a dat naștere Universului, și a studiat evoluția stelelor și a galaxiilor de-a lungul istoriei Universului. Telescopul Planck a fost lansat în 2002 și a creat imaginea Universului așa cum era la doar 380.000 de ani după Big Bang și oferă detalii cu privire la condițiile inițiale care au modelat Universul în formă în care este astăzi. În engleză Big Bang, în română Mare Explozie. Este modelul cosmologic care explică condițiile inițiale de dezvoltare ulterioară a Universului. Teoria este susținută de explicațiile cele mai complete și corecte din punct de vedere științific. Termenul de Big Bang în general se referă la ideea că Universul s-a extins de la singularitate primordială, fierbinte și densă, acum aproximativ 13 miliarde de ani. Teoria Big Bang este modelul care explică apariția materiei, energiei, spațiului, astfel spus, a existenței. Această teorie încearcă să explice de ce Universul se extinde permanent încă de la apariția sa și de ce pare a fi uniform în toate direcțiile. Teoria generală, conform căreia Universul a luat naștere în urma exploziei puternice, cunoscut sub numele de Big Bang. O galaxie. Acest cuvânt provine de la cuvântul de bază Galaxis. Acesta înseamnă cer lumos. O galaxie este un sistem cu masă mică de forțe gravitaționale care este alcătuit dintr-o aglomerație de stele, praf și gaze interstelare. Majoritatea galaxiilor au între anii locuiesc între câteva zile și câteva sute de ani lumină. Galaxia noastră, Calea Lacteei, este o galaxie cu spirale cubare, de formă un disc, având un diametru de aproape de 100.000 de ani lumină și o grosime aproximativă de 3.000 de ani lumină. O gaură neagră este un obiect astronomic limitat de o suprafață în interiorul căreia câmpul gravitațional este atât de puternic încât nimic nu scapă din interiorul acestei suprafețe, cunoscută și sub denumirea de orizontul evenimentului. Nici măcar radiația electromagnetică nu poate scăpa dintr-o gaură neagră, astfel încât interiorul unei găuri negre nu este vizibil, de aici provenind și numele. Cerești mici de apartenență nebuloasă, care în esența lor conțin mari bucăți de gheață pline de praf stelar și roci care se rotesc în jurul Soarelui, simbolul astronomic. Pentru comete, constă într-un disc cu o coadă formată din trei linii. Multe comete trec prin zonele marginale ale sistemului solar. Uneori, unele dintre ele ajung totuși în apropierea Soarelui, unde capetele lor luminoase și cozile lor lungi și strălucitoare constituie o imagine spectaculoasă. Majoritatea cometelor se apropie de Soare doar pentru o scurtă perioadă de timp. Cometele sunt formate din un nucleu central, solid, o coamă rotundă sau cap care înconjoară nucleul, o coadă lungă de gaze și praf în prelungirea capului. După modul în care se rotesc în jurul Soarelui, avem mai multe tipuri de comete. Comete scurt periodice, au orbite mai mult sau mai puțin eliptice, comete lung periodice, au orbite excentrice și comete neperiodice vin din norul lui Oort pe lângă Soare și nu se mai întorc vreodată.
Soarele este o stea de dimensiune medie. Este alcătuit de 72% hidrogen, 26% heliu și 2% alte elemente, oxigen, carbon, neon, azot, magneziu, fier și silicon. Are o vârstă de aproximativ 4,6 miliarde de ani. Distanța de la Pământ la Soare este de 150 milioane de kilometri. Temperatura fotosferei este de aproximativ 6000 de grade Kelvin. Temperatura nucleului ajunge la 15 milioane de grade Kelvin. Pe insula Spitsbergen din Norvegia, într-o anumită perioadă a anului, Soarele strălucește continuu timp de 3 luni și jumătate. Soarele este cea mai apropiată stea de planeta noastră. Fără căldura și lumina Soarelui, noi nu am putea trăi pe Pământ. La un interval de 11 ani, Soarele se acoperă de pete brune și au loc numeroase și violente erupții. Soarele este o sferă de gaz foarte fierbinte. În miezul Soarelui se produc în permanență mii de explozii asemănătoare celor nucleare. Soarele degajă lumina și căldura care îl fac să strălucească. Soarele este o stea de mărime mijlocie. Diametrul lui măsoară 1,4 milioane de kilometri. Razelor Soarelui le trebuie 8 minute pentru a ajunge pe Pământ. Dacă Soarele s-ar stinge, noi am continua să-l vedem încă 8 minute. Mercur este planeta cea mai aproape de Soare, înconjurându-l o dată la fiecare 88 de zile. Fizic, planeta Mercur este similară în aparență de lună fiind împânzită de cratere. Ea nu are sateliți naturali și nici o atmosferă mai deasă. Planeta are un nucleu mare de fier care generează un câmp magnetic de 100 de ori mai slab decât cel al Pământului. Temperatura la suprafața planetei Mercur variază la aproximativ 90 grade Kelvin până la 700 grade Kelvin. Punctul subsolar fiind cel mai fierbinte și fundul craterelor de lângă pol fiind cele mai reci. Romanii au numit planeta după zeul Mercur. Venus este a doua planetă care stă în față de Soare în sistemul nostru solar. Situată la 100 milioane kilometri de Soare, Venus își parcurge orbita în 224,7 zile. Rotația în jurul propriei sale axe este foarte lentă, durează 243 de zile și are loc de la vest la est, sens invers față de celelalte planete. Venus este formată din 96% gaz carbonic și 3,5% azot. Pământul este cea mai mare planetă telurică din sistemul solar. Ea s-a format acum 4,57 miliarde de ani. Ea s-a format din materialul amorului gazos a nebuloasei Soare împreună cu Soarele și celelalte planete. Continentele s-au tot reunit și despărțit, pe când și suprafața Terei se modela acum 4,55 miliarde de ani. Marte este pornit de la Soare, a fost un planetă a sistemului solar, a cărui denumire provine de la Marte, zeul roman al războiului. Uneori mai este și numită planeta roșie, datorită înfățișării sale văzute pe Pământ. Culoarea roșiatică se explică prin prezența pe suprafața sa a oxidului de fier. Compoziția atmosferei este de 95% de oxid de carbon, 3% azot, 1,6% argon, conținând urme de oxigen și apă, unde atmosfera este mai pustoasă, oferind cerului marțian o culoare maronie înroșcată. Marte are anotimpul ce se aseamănă celor de pe Pământ. Totuși, ele sunt de două ori mai lungi, iar distanța mai mare față de Soare face ca anul marțian să fie de aproape două ori mai mare ca al planetei noastre. Jupiter este a cincea planetă de la Soare și este cea mai mare dintre toate planetele din sistemul solar. Are diametru de 11 ori mai mare, o masă de 318 ori mai mare și un volum de 1300 ori mai mare decât cel al Pământului. Jupiter este al patrulea obiect de pe cer ca strălucirea după Soare, Luna și Venus. A fost cunoscut din timpuri preistorice.
descoperirea de către Galilei și Simon Maius în 1610 a celor patru mari sateliți ale lui Jupiter, Europa, Ganimede și Calisto, cunoscut ca sateliții Galileei. A fost prima descoperire a unui centru de mișcare aparent decentrat pe Pământ. A fost un punct major în favoarea teoriei heliocentrice de mișcare a planetelor a lui Nicolas Copernic. Susținerea de către Galileo a teoriei copernicene i-a adus probleme cu inchiziția. Saturn este a șasea planetă de la Soare și a doua cameră din sistemul solar. Împreună cu Jupiter, Uranus și Neptun, Saturn este clasificat ca un gigant galus. Planeta este compusă de hidrogen, proporții mici de heliu și alte elemente. Structura internă a planetei constă într-un mediu de gheață și piatră, acoperit de un strat gros de hidrogen metalic și un strat gazos exterior. Atmosfera este blândă, deși caracteristici intense pot apărea. Saturn prezintă un sistem de inele care sunt alcătuite de proporții de gheață și cantități mici de NCU. Uranus este a șaptea planetă de la Soare și este a treia, cea mai mare ca mărime după diametru. Uranus este cea mai mare planetă ca diametru, dar mai mică sub aspectul masei decât Neptun. Plasat pe orbită de 19 ori mai îndepărtată de către Soare, Uranus, ca și Neptun, primește foarte puțină căldură. Uranus este înconjurată de inele întunecate și are 27 de sateliți. Uranus este compusă din stânci și felurite gherfuri de 15% hidrogen și puțin heliu. Atmosfera este de 83% heliu, 15% hidrogen și 2% metan. Uranus are nori care se mișcă foarte rapid. Neptun este a opta și cea mai îndepărtată planetă de la Soare din sistemul solar, numită după zeul roman al mării. Este a patra planetă după diametru și a treia după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât a lui Uranus, care este de 15 ori mai grea decât Pământul, dar nu la fel de densă. Neptun a fost prima planetă găsită prin calcule matematice. Planeta Neptun a fost descoperită din cauza perpetuărilor gravitaționale din orbita lui Uranus, care l-a condus pe Alexis Bavard să presupună existența unei a opta planete. Neptun a fost ulterior observat pe 23 septembrie 1846 de Jonah Gale, la o distanță de mai puțin de un grad de poziția prezisă de calculele lui Uranus.